crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic la Europa FM. Ne-am luat noi cu joaca în fiecare zi. Ba o întrebare mai ușurică, ba una mai grea, ba ne împiedicăm la început, ba mai încolo. Și uite, am ajuns la ziua de joi. Nu s-a câștigat săptămâna asta. S-au strâns banii și plecăm de la 400 de euro astăzi. Putem merge până la 3200. Luminița are șansa asta. Bună dimineața! Bună, Luminița! Bună dimineața! Luminița, îți place poșetița? Ce să-mi placă? Poșetița! Îmi place? N-aude da! Da. Cine a răspuns în locul tău acolo? Câte poșetițe o să-ți poți cumpăra dacă iei banii? Cine mai e cu tine, Luminița? Soțul! Bună dimineața! Pe soț cum îl cheamă? Bună dimineața! Îl cheamă Valentin. Aha, bună dimineața, Valentin! Valentin pare ceva mai vorbăresc decât tine, Luminița. Vezi că va trebui să dai tu răspunsurile, chiar dacă ți le suflă Valentin. Știu. Da? Deci să fii atentă la treaba asta, să nu te păcălești. Da. Să știți că în dimineața asta aveți oportunitatea să doborâți recordul sezonului stabilit chiar săptămâna trecută, 2000 de euro. A câștigat tot un cuplu. E greu. Dacă ați urmărit. Azi puteți ajunge mai sus decât ei, pentru că plecați de la 400 de euro, ei au plecat de la 300. Da. Așa că aveți toate premizele să scrieți istorie la Dublu sau Nimic. Nu știu dacă chiar vor scrie istorie. Și e bine, Luminița, că ai și un bărbat alături, pentru că o să vezi mai încolo. E ceva din sport. Auzi, mă? Ăsta ai mai crescut mustață de ieri, nu? Da, are marca lumea. O mustață pe cinste. Deci, tu noi nu te speli pe față, dar să nu scadă. Iartă-ne, Luminița. Deci, pe Facebook. Luca și-a lăsat mustață de câteva zile, dar asta astăzi este imaginea perfectă. Da. Vă invităm pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Suntem live acum cu concursul nostru. Ne ajută și Alina acum prin plana lui Luca. Dacă vreți să-i urmăriți mustața și cum dă el astăzi 3200. Să-l lași larg, da? De câte săptămâni crește? E vorba de 4 zile. Da. De 4 zile n-ai mai dat mustață jos? Da, o mustăcioară pe care o las. Și îți lași un pic de... Nu. Nu? Atât. Deci... Restul e neglijență. Da? Deci, live pe Facebook, mustăcioara lui Luca, dacă vreți să o vedeți astăzi la Dublu sau Nimic. Să revenim. Pana corbului, altfel, mustăcioara lui. Luminița și Valentin, da? Da. Ne apucăm de... De unde sunteți? Iertați-mă că eu n-am fost atent. Craiova. Din Craiova, Olteni. Da. Păi hai să-i dăm bătaie. Se simți cu tremurul la Craiova? Nu. Nu cred. Nu s-a simțit. Dormirăți voi sau? Da, dormirăm. Dormirăm un pic. Nu simțirăți. Haideți să facem treabă. Haideți. 400 de euro. Ai anticipat corect, Luminița. Prima întrebare din această dimineață este din sport și aici te va ajuta probabil Valentin. Probabil. Eu zic că e foarte probabil. Sunt 400 de euro pentru întrebarea asta. Cum îl cheamă pe ciclistul american care a câștigat de 7 ori consecutiv Turul Franței, însă titlurile au fost retrase după ce a fost găsit vinovat de dopaj? Anderson, nu știu cum parcă. Anderson. Marc. Anderson, ziceți. Am încercat. Anderson și mai cum? Nu. Micul Anderson. Nu cunoaștem niciun domn Anderson ciclist, sau mă rog, ori fi. Că-s foarte mulți cicliști. No. Acest ciclist nenorocit, care s-a drogat toată viața lui. S-a vorbit atât de mult despre el. Da, a făcut și fapte bune. A fost identificat. Cazul a fost documentat de un jurnalist britanic, care a început să scrie. Și acest ciclist nenorocit l-a dat în judecată de nenumărate ori, l-a acuzat de calomnie, de defăimare, a câștigat, i-a luat ziaristului banii. Și până la urmă s-a dovedit că ziaristul avea dreptate și că ăsta și-a luat toate titlurile fiind dopat. Și ca atare, asta s-au retras titlurile. Acest ciclist a făcut după aia o mulțime de campanii și a ajutat o mulțime de lume, pentru că el a fost diagnosticat cu o anumită boală și a mers în direcția aia, deci a făcut și bine. Uh-huh. Îi țin și partea. A făcut rău, dar a făcut și bine. Lance Armstrong. Da. Din păcate, eu nu
nu citesc multe știri sportive. Păi de asta am zis că o să te ajute Valentin, dar uite că nici el n-a fost... Nici el, da. Depășit zona sportului, fenomenul. Mulțumim tare! Fusereți haioși! Da. Poate ne mai auzim și altă dată, Luminița și Valentin. Mulțumim pentru participare. Mâine plecăm de la 500 de euro și avem premiul maxim de 4.000 de euro. Batem record. Nu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.